Oh, no. Așa face un bebeluș. Eu cred că când era mic era un flăscăi. Da, acum, dacă și bebeluș, așa se face. Salut, Matei, dă-mi o pomamaie. Sunt Dani. Să rămână mami, dragă, ce faci? Văd că ți-ai mai revenit la voce. Aolo. Nu ia, mă, tu ești mai sensibil, așa, așa e fost tip. Păi de-aia nu-ți place ție frigul, că după aia... Lasă că ăla mic, ăla mic e rezistent, n-ai văzut ce oră că e? Veniți mâine? Bine, mai vorbim mâine dacă e. Bine, oameni. Fac, mai lasă-mă, o să fac ca lumea începând de mâine, știi de ce? Pentru că până acum am fost bolnav și a trebuit să-mi revin zilele. Păi mi-a revenit, ai. Bine, mă. Bine, pa, pa. Mama m-a luat și la mișto. Fă-ți curățenie. În fiecare zi cât un pic. Nu te grăbi. E mișto care asta de... Dacă te ia la poli. Vorba lui Mihaela. Băi, dă-te în pulă, bă. Aia era directă. Și ăia care pulă? Că n-ai pulă. Pulea mea. Așa. Dumnezeu să iartă. Așa zicem noi, da. De fapt, Dumnezeu ne iartă din momentul concepției, care nu știm când e. La care. Nu e nașterii tale. E din aici. De unde? Dinainte de universul ăsta. Uite așa. Unii se cred Dumnezeu. De ce? Subconștientul nostru colectiv. Unii dintre noi demenți la cap. Exagerează prin acest fapt. Pentru că suntem particule de Dumnezeu. Și un praf pe drum. Nu știu cum să spun. De același lucru. Orice e Dumnezeu. Orice privești. Chiar și un gunoi de care te scârbă. Chiar și un cerșetor, cum ziceau indienii. Da, avea o credință că un cerșetor, dacă dă un sfat, depinde ce cerșetor, un favor s-ar putea realiza. Chiar și un animăluț, cu toate că animalele sunt altfel, sunt parte ca hrană, ca și ceva. Dar nu trebuie a exagera. Hai să vă povestesc originalitatea de Adrian. Că tocmai vorbeam cu mama. Băi, Adrian, ești originală. Eu n-am dat partaj la fată, că puteam să dau partaj, că știam că la cașcaval. Dacă eram după cașcaval, băgam partaj la fată. Oricum pot să bag partaj acum. Ăla cum? Nu e condiționat, nu se prescrie, oricât. Pe parcursul adunat am și dovezi că le-am conștientizat eu că, băi, trebuia în scrituri să citești eu. A, B, C, D, E, F. F. F,
Piu! Știam înainte, da. Fata era Foma glanda tiroidă. Sunt șmecheră. Sunt femeia modernă. Mi se zbate o venă. Așa. În sfârșit, treaba e. Cum e treaba? Ce puteam să fac? Adică nu puteam să fac nimic. Eu vă povestesc o scenă. Vine ea cu Marian. De fapt, eu am mare respect față de Marian, pentru că Marian mă respecta, n-avea ce face decât să respect, pentru că chiar îmi plăcea tipul, e chiar foarte inteligent. În familiile de demenți se mai nasc și de ăștia inteligenți. Adriana este așa, 50-50. Câteodată e așa. Se zboate pe jos. Face d-alea, m-am săturat. Nu știu, poate cred că s-a săturat, s-a îngroșat. S-a aprofundat. Înfundat. S-a înfundat. Aole. Cumva. Sau nu știu, face de-astea. Trebuia să alerg eu după aia, să ne întâlnim. Pula mea, abracadabra, telenovele. Un zâmbet pe 16 mm. Am pula mea mele de 16 mm. Ce vreau că era să explic la fata? Eu i-am zis, fata ai grijă. Și a avut fata grijă. Grijă ei nu era grija mea. Nu știu, nu era căsătoriți cumva. Dar când s-a făcut separația, în foc, nu era fapt. După ce am aruncat eu verigheta la canal, am dus-o așa la mama. A venit fata să-și mă ia niște lucruri care că le uitase. Printre altele urla după agenda. Păi de ce? Bă, ți-am găsit-o. Până la urmă ți-o dau. Oricum o să te dau eu în judecată niciodată. N-ai chef de asta. Dar mie îmi place să le țin acolo, știi, la păstrare. Așa, ca să se optice oare cine, ce cu tare mentale și să ca să pot să îl iau la pulă. Când o fi ceva. Cumva. Cumva. Și pe aia, și pe aia, și pe toți. Băiatul singur. Mă trag de chilot, îi dau jos. Și zic, băi, e Cătălin botezatul, chiloții mei. Vrei să mă vezi? Cumva? Spartanii! Hai! Suge-meanii! Suge-mă până la moarte, să moră pulă! Coliba mea! Hai! Că eu sunt nătăfleț, sunt ca un făcăleț. Hai, sunt cățeluș cu părul la pulă cred. Hai, bagă butul și suge pișcotul. Și a venit fata. Tot căuta pe aici. Păi, era ca la ea acasă, normal. Locuise la mine un an și ceva, ca foție. Înainte, 3-4 ani, pula mea, prietena, venea o zi da, o zi ba. Eu o lăsasem, pula mea. Am zis, băi, fata e tânără, e femeie cu hormoni în pizdă. Nu prea vorbește și știu că gândește și îi se umezește pizda și se chinuiește. Hai și o las așa, mai libertină, pula mea. Până o iau de căsătorie, că după aia se schimbă statutul social. La, nu știa ce aia social, ea știa ce aia comunist. Era din Comuna Verde de Paris. Nu știa nici asta. Zicea că statuia libertății e așa. Wind of Canci. Și îi plăcea Canciu. Poate iartă anul la pur. Păi, îți place pula. Îți place! Băi, ești normală. E normal. La vârsta ta. Oricare vârstă. Tot pula, tot aia. Și după aia luasem eu. Deci să născuse fiimea, bucurie pe curul meu, dar și eu știam că pula mea e cam complicat, fugisem de la serviciu, să-mi păc fata, alea, abracadabra, n-aveam bani nici pula mea să ne băgăm niște perdele la fereastră, aolo, eram amărât, eu zic, bă, șeful la administrația publică n-are bani să băgăm niște de-aia, făceam în gură, ce pula mea, și amărâtă fata.
Eu am amărât, m-am căsătorit cu amărâtă. Deci suntem compatibili. Din punct de vedere astrovaginal și penisal. Și am zis, bă, sunt captivus în gândurile mele contradictorii. Și se contrau așa. Deci, pac, acțiunea cere reacțiune. Eu am zis, bă, eu nu fac nicio acțiune, deci nu e nicio reacțiune. Stau așa, mă uit la ea, mamă, ce frumoasă e. Da, fată originală. Și a venit fata. A luat aici jucui tot și după aia, între timp, eu între timp după ce s-a născut fata, m-am dus la loto. Că eu din când în când mai le bungeam la loto, știi? Jucam la 6-9-4-9. Visam și eu pula mea cu oricine la primul cel mare. Dar știam că nu prea pula mea. La un moment dat pula mea era să câștig categoria a doua. Dacă băgam un număr care vroiam eu. Dar am băgat al număr și aici o pula. Deci, anșaulu. Deci, aia era la fix. Băgam categoria a doua, aveam milioane de... Da, e. Mergeam cu fata la mare să-și arăte pizdă. Și... În cere de mâncare, îi dădea lui Tasu și lui Măsa, Tasu după aia prindea forță, trăgea de haltere, de halbere și de ceaiuri că avea cancer, nu știu, o fi murit. Ăsta are cancer de vreo 10 ani. Nota 10. A, nu e un pahar cu apă rece. E o pulă, ca o labă și se frece. Deci bagă numai ceai, bă. E cu codul bunelor, mă, e solzos. Om serios. Și a venit aici. Jupuia tot. Mama a rămas așa, eu așa. O lăsam pe fată. Păi ce pula mea, nevasta mea, jupoaie gata. E nervoasă. Am zis, mama, pisa. Ia ura, sunt sclavă-i zeură! I-am zis, bă, eu-i fi Leoncio. Ăla, pe calul ăla. Fată, acum am devenit din Leoncio. Leoncio-cio-cio. Sunt, nu sunt nici Maricoson, nici Anginson, nici Petroson. Sunt ăla. Sunt ceva. Sunt trăgeară de VD player. Dați-mi-l ca să-l duc la fată. De-a-l-o fata. De VD player fusese cumpărat dintr-un bilet de la 6-49 bifat de mine cu numerii care le-am ales eu. Dăm banii mei, dăm munca mea. Care eu munceam de crăpam câte 12 ore și ziua și noaptea, când era bine. Când dacă nu, băgam 24 sau 36. Ca așa se putea acolo. Acolo era un fel de 666, nu. Nu era nici atâta. Că atunci aș știu ceva. De fapt știa. Era nevastă mea. Și-a divorțat de mine. Oulu. Atunci regretam, nu? Sughițam, anoroc, nu? Era bine. Era rău, nu? Era rău, nu? Era baia mare, nu? Era pula mea, nu? Era pizda moții, nu? Era pizda ei. Ce vrei? Ia să vedem ce face soare. Bă, ce pula mea. Pa.